Marcel Boloș vine cu explicații despre creșterea cotei unice și ne asigură că este exclusă o astfel de măsură care nu ar face altceva decât să ne împovăreze și mai mult. Și mai mult ar face România neatractivă în plan european. Ministrul de Finanțe afirmă că există soluții mult mai înțelepte pentru a reduce deficitul bugetar. Știm, guvernul a ajuns la o înțelegere cu Comisia Europeană să reducă deficitul bugetar cu 0,76% în următorii 7 ani. În fiecare an cu 0,76%, încât să putem ajunge la un deficit bugetar de 3%. Discutăm în momentele următoare chiar cu ministrul de Finanțe într-o intervenție în exclusivitate aici la B1 TV. Bună ziua, domnule Marcel Boloș. Mulțumesc pentru intervenția voastră. Mulțumesc pentru invitație. Așadar, cum vrea guvernul și cum vă doriți să reduceți deficitul bugetar cu 0,76%? Știm și ne uităm și spre taxele care ar putea să aducă mai mulți bani la bugetul de anul viitor. Marcel Ciolacu și dumneavoastră ați afirmat deja că TVA-ul cu siguranță nu va crește, dar totuși cumva sperați să reduceți deficitul. Cum se va întâmpla asta? Păi sunt aceste linii roșii pe care le avem și peste care nu trecem. Este cel referitor la taxa pe valoare adăugată și de asemenea avem cota unică referitoare la impozitul pe venit, care sunt elemente de bază ale politicii fiscale și care fac România să fie atractivă pe plan competițional european. Acum, ca și modalitate de reducere a deficitului bugetar, trebuie să privim problema în sens mai larg, pentru că noi în această perioadă de timp adoptăm măsurile necesare pentru îmbunătățirea colectării și, după cum știți, pe lângă modulul e-factura avem modulul e-TVA și, desigur, modulul e-transport urmat de e-proprietate și declarația unică inteligentă, practic este un pachet de proiecte de digitalizare în baza cărora ulterior se vor dezvolta modulele antifraudă care au scopul final de reducere a gap-ului de TVA. Acest pachet de măsuri a fost pentru îmbunătățirea colectării a fost discutat cu Banca Mondială și are ca finalitate obținerea unei reduceri a gap-ului de TVA cu 0,5 puncte procentuale pe o perioadă de 3 ani. Asta ar însemna că mizăm ca la sfârșitul 5 puncte procentuale, nu 0,5 puncte procentuale, care ar însemna că la sfârșitul celor 3 ani de măsuri aplicate am avea o reducere de 15% a gap-ului de TVA. Deci, practic, o îmbunătățire consistentă a ceea ce înseamnă colectarea impozitelor și taxelor. De asemenea, spuneam în sens mai larg, fiindcă avem și componenta de cheltuieli pentru ceea ce înseamnă restructurarea de cheltuieli publice, atât pentru sectorul bugetar, cât și pentru sectorul companiilor de stat, care rămân o prioritate și o continuare a acestor tipuri de măsuri începute prin legea 296 cu reducerea de posturi vacante și reorganizarea instituțiilor publice și de-abia după aceea ar trebui să discutăm despre eventuale măsuri de politică fiscală și, cum spuneam, există măsuri înțelepte din punct de vedere al politicii fiscale pentru a rămâne competitiv pe piața europeană. Ca să concluzionăm pentru cei care ne urmăresc, spuneți așa, că veți reduce deficitul bugetar, dumneavoastră și cei din guvern, veți reduce deficitul bugetar prin creșterea încasărilor la bugetul de stat, deci printr-o mai bună colectare și printr-o reducere de cheltuieli. Aici, la reducerea de cheltuieli, de exemplu, dumneavoastră la Ministerul de Finanțe, ați realizat o reducere de cheltuieli? Noi am redus un număr semnificativ de posturi de conducere, pentru că noi discutăm de Ministerul de Finanțe împreună cu instituțiile subordonate și, după cum știți, posturile de șef de birouri au fost desființate și pe total minister avem un număr de peste 500 de funcții de conducere care au fost
desființate și, de asemenea, posturile vacante au fost desființate și continuăm procedura aceasta de restructurare, de cheltuială, care este sarcina fiecărui ordonator de credite. În opinia dumneavoastră, ca ministru de finanțe, unde sunt cele mai mari pierderi? Unde pot fi făcute aceste reduceri de cheltuieli? La ce ministere, companii de stat sau companii din subordinea ministerelor? Acum, loc de mai bine, întotdeauna am avut pe zona de cheltuieli și, după cum știți, în fiecare an, prin sistemul de plafonări de cheltuieli pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile sau prin măsuri care au fost stabilite pentru ceea ce înseamnă cheltuielile de capital, dar, desigur, și pe zona cheltuielor de personal avem încă loc pentru a realiza aceste tipuri de restructurări de cheltuieli, care sunt un obiectiv pe termen lung al guvernului și trebuie să îl cuprindem în planul fiscal din această perspectivă. Dacă ne uităm pe cifre, domnule ministru, cheltuielile cu salariile bugetarilor au crescut cu 21% după primele 5 luni din 2024, iar numărul angajaților de la stat continuă să urce, se angajează și câte 2000 de bugetari într-o singură lună, așa s-a întâmplat de pildă în luna mai. Domnule ministru. Să nu uităm că posturile și pentru care s-a aprobat scoaterea la concurs a fost numai pentru domeniul de sănătate și pentru ceea ce a însemnat educația și reforma în educație. Să nu omitem aceste lucruri, pentru că noua lege a educației a redus consistent, spre exemplu, norma didactică și desigur că aici au trebuit luate măsuri pe care guvernul și le-a asumat pentru a nu avea perturbări în sistemul public de sănătate și nici în cel de educație. Deci, din această perspectivă, au fost măsuri asumate de guvern, pe de o parte. Pe de altă parte, au fost, de asemenea, știți bine, în iarnă, în primăvară, grevele pe care le-am avut, atât din partea sistemului sanitar, cât și ulterior, pentru ceea ce însemna sistemul de ordine publică și mai apoi sectorul public, și au fost acordate acele majorări de salarii. În urma protestelor, da. Ca și o formă de avans din noua lege a salarizării unice, pentru ca să poată să fie continuate și să nu, cum spuneam, să nu perturbăm activitatea serviciilor publice și să nu avem surprize de altă natură pentru ceea ce înseamnă ordinea publică sau siguranța națională. Deci, din acest punct de vedere, măsurile guvernului au fost orientate spre acele zone de activitate unde chiar a fost necesar și chiar a reprezentat un interes strategic pentru țara noastră, încât marile servicii publice să nu fie afectate. Și mă refer aici la educație și sănătate. Ar putea fi prelungită această măsură a înghețării posturilor la stat și anul viitor, domnule ministru? Acum, cu siguranță, noi, cum spuneam, în funcție de evoluția deficitului bugetar, trebuie să avem măsuri prudente din perspectiva ținerii sub control a deficitului, pentru că, din punct de vedere al monitorizării Comisiei Europene, după cum se cunoaște, estimările Comisiei sunt în jur de 6,9% din PIB pentru ceea ce înseamnă deficitul bugetar și este un indicator la care ne uităm și pe care îl monitorizăm pentru a respecta angajamentele față de Comisia Europeană. Să nu uităm că avem un plan fiscal pe care urmează să-l depunem până în data de 15 octombrie la Comisia Europeană și avem o traiectorie de deficit bugetar. Deci, practic, de anul viitor intrăm într-o
reducere a traiectoriei de deficit bugetar, care trebuie respectată, asumată și dusă la bun sfârșit în context al procedurii de deficit bugetar excesiv. Deci ar putea fi prelungită și această măsură ca să putem să reducem în continuare deficitul și anul viitor, deduc din ceea ce ne spuneți? Acum, cum v-am spus, în funcție de evoluția deficitului bugetar, măsurile acestea pot fi luate de către guvern pentru ca să ne respectăm angajamentele pe care le avem față de Comisia Europeană. Primul rând este vorba despre România și continuarea implementării bugetelor de investiții pe care le avem. Da, legat de deficitul bugetar, domnule ministru, 3,4% după primele 5 luni din acest an. Da, este adevărat. La cât ajungem la final de an, e întrebarea. Dar să nu uitați că avem cheltuielile cu investițiile care presiune pe buget și care ne-au dus în această zonă în care avem acest nivel al deficitului bugetar și să nu uităm de asemenea că au fost grevele din primăvară care au dus la majorările de salarii, deci deficitul bugetar pe fondul acestor măsuri reacționează. Acum, în ceea ce privește sfârșitul de an, prima estimare care s-a făcut de către Comisia Europeană în prognoza de primăvară a fost de 6,9% din PIB. Deci, perspectiva aceasta, cum am spus, de 6,9% la finalul acestui este luată în calcul de către Comisia Europeană pe fondul măsurilor pe care guvernul a trebuit să le ia, pentru că, așa cum am menționat și mai spun încă o dată, grevele și mai apoi investițiile, care totuși e o perioadă în care România implementează proiecte de investiții de care depinde dezvoltarea țării noastre pe termen lung. Și nu da, asta este o știre, domnule Marcel Boloș, faptul că care să blocheze proiectele noastre de investiții pe termen lung, vă rog. Da, este o știre faptul că guvernul, iată, estimează, la fel ca Comisia Europeană, un deficit bugetar de 6,9% pentru finalul acestui an, în condițiile în care ținta era undeva de 5%, nu estimat? Eu am spus că prognoza aceasta pe care a făcut-o Comisia este de 6,9% din PIB. Acum să vedem, eu sper să avem o cât mai bună prudență în cheltuirea banului public și să nu uităm că proiecția noastră la început de an a fost pentru ipotezele unor cheltuieli de 5% din PIB și așa am și dimensionat sistemul nostru de venituri încât să atingem această țintă de 5% de deficit bugetar. Da, ce se întâmplă cu datoria publică, domnule ministru? A trecut de 52,1% după primele 4 luni din an. Unde vom termina anul? La cât datorie publică din PIB? Aici, fiind perioada de dezvoltare, înainte de a vă da răspuns la această întrebare, fiind perioada în care ne dezvoltăm, nu a fost stat în această lume care să se fi dezvoltat fără să-i crească datoria publică. Uitați-vă la cazul Italiei, are 115% din PIB. Uitați-vă la cazul Franței, la cazul Spaniei, toate acestea sunt dovada faptului că toate țările care au fost în curs de dezvoltare și și-au implementat proiectele de infrastructură au avut această creștere a datoriei publice. Trebuie să fim atenți ca datoria publică, dacă tot crește, să se ducă spre investiții, care este cel mai important lucru pentru România. Acum, din perspectiva procentului din PIB, să nu credeți că o să putem implementa cofinanțări de ordinul zecilor de miliarde de euro și să menținem procentul din datorie publică pe loc. Aceasta este o judecată de rea credință din partea celor care fac astfel de analize. Trebuie judecat în contextul acesta mai larg al evoluției datoriei publice și a ponderii pe care o avem din PIB în contextul
cofinanțărilor, care, uitați-vă la proiectele de infrastructură de transport, depășesc 60% cofinanțările din valoarea proiectelor. Deci, totuși, cum spuneam, sunt zeci de miliarde de euro pe care trebuie să le asigurăm ca și cofinanțare într-o perioadă destul de complicată pentru țara noastră, ca să-și poată duce investițiile la bun sfârșit. Dar sfârșitul acestui an, tot în jur de 50% va fi din PIB datoria publică, însă, repet, nu trebuie să facem un capăt de țară într-un context în care România se dezvoltă și nu cred că poate avea cineva pretenția de a menține procentul de datorie publică pe seama acestor cofinanțări enorme pe care le avem pe de o parte, și după modelul altor țări vedem că și acelea au avut datoria publică, a crescut enorm pentru că s-au dezvoltat. Aici trebuie să alegem între a ne dezvolta pe termen lung sau rămâne precum alte țări, nu vreau să nominalizez acum alte țări care nu au avut o politică înțeleaptă din acest punct de vedere. Da, vreau să ne mai uităm. Au rămas cu limitele datoriei publice prevăzute în tratatul de la Maastricht și ulterior nici nu au avut o dezvoltare corectă pe termen lung. Da, vreau să ne mai uităm, domnule ministru, și spre taxele pentru anul viitor. De TVA, așa cum spuneam, premierul Marcel Ciolacu ne-a anunțat că nu va crește TVA-ul. Ne-a mai spus și că nu va exista impozitare progresivă. Dar tot premierul Marcel Ciolacu ne-a spus că s-a terminat cu excepțiile din codul fiscal și că ar trebui analizate categoriile de excepții. Să înțelegem că pentru cei din IT, din agricultură, din construcții, acolo unde acum sunt excepții de la codul fiscal, vor dispărea acestea de la 1 ianuarie? E prematur de spus, pentru că e un proces pe care îl avem de analiză tehnică, pe care o facem împreună cu Comisia Europeană. Sunt măsuri care, cum precizam, depind și de felul în care evoluează mai buna colectare și taxele care le încasăm, veniturile pe care le încasăm suplimentar din îmbunătățirea colectării. Nu ar trebui să avem tot felul de prezumții din acestea care dau bătăi de capul oamenilor, ci dimpotrivă să protejăm oamenii și mediul de afaceri de aceste creșteri de taxe, pentru că este foarte important să ne păstrăm poziția competițională pe piața europeană și să vedem cum închidem planul fiscal, cu Comisia Europeană, pentru că foarte important este această înțelegere în sens larg a ajustării deficitului bugetar. Cum spuneam, este un cumul de măsuri care vin din îmbătățirea colectării, care vin din restructurarea de cheltuială publică sau, desigur, din o reajustare, dar în niciun caz o reajustare care să perturbe mediul de afaceri și populația pentru ceea ce înseamnă politica fiscală. Da, și legat de impozitul pe venit, domnule ministru, populația și mediul de afaceri. Crește impozitul pe venit de anul viitor, domnule ministru? Nu, Ministerul Finanțelor, am spus acest lucru, nu va merge cu o astfel de propunere. Dacă decizia va fi a coaliției, atunci dumnealor și-o asumă. Noi avem impozitele pentru firme? Noi avem măsuri mai înțelepte care credem că poate să ajute populația. Cum am spus, o creștere a impozitului pe venit, spun și acum, ar însemna o creștere a impozitării muncii. Dacă 45% acum mi se pare că este enorm, gândiți-vă ce ar însemna o creștere a cotei unice de la 10% la 16%, cu încă 6% mai adăugăm peste 45%. Nu cred că... Și atunci să existe o creștere a impozitelor pe dividende pentru companii? Încă o dată v-am spus, avem soluții mai înțelepte care le vom discuta cu Comisia Europeană și care să protejeze populația și mediul de afaceri.
Nu aș vrea să nominalizez soluții care nu se validează apoi cu Comisia Europeană și aruncăm țara în aer cu tot felul de supoziții. Apar destule supoziții. Da, domnule ministru, mai există o întrebare. Care nu au niciun fel de temei, dar mă rog, în politica fiscală toată lumea se pricepe și își dă cu părere, așa încât să lăsăm Ministerul de Finanțe prin specialiștii săi să-și facă treaba și să discute tehnic cu Comisia Europeană care sunt măsurile cele mai potrivite pentru România. Și sigur, dar am vrea să le discutați și aici în România, să le știm și noi, românii de rând, până la urmă, pentru că pe noi ne vizează toate acele măsuri. Va fi, desigur, obligatoriu să prezentăm aceste pachet fiscal. Soluții, să le prezentăm și dezbaterile care vor fi pe planul fiscal, fiindcă planul fiscal trebuie prezentat în relația cu societatea civilă. Este bun, scurt, domnule ministru, pentru că nu mai avem foarte mult timp și știu că și noastră sunteți pe drum. Peste 9.000 de firme s-au închis în primele 5 luni ale anului. Este o creștere cu o treime față de anul trecut. Ce spune indicatorul ăsta pentru Ministerul de Finanțe, pentru Ministrul de Finanțe? Fiecare am avut aceste fluctuații și creșteri ale numărului de firme, dar întotdeauna trebuie să vedem problema și din perspectiva aceasta a firmelor care se înființează noi și e un mecanism din piață care întotdeauna fie unele firme au falimentat, altele s-au înființat. Suntem foarte atenți și monitorizăm ce se întâmplă în economie, pentru că orice perturbare a activității economice generează o perturbare a încaselor de venituri la bugetul de stat și la bugetele locale. Deci toate aceste lucruri le avem în vedere și încercăm să fim proactivi pentru a nu genera, cum spuneam, activități și măsuri perturbatoare în economia națională.